domnilor, vă pupă tata Nelson Mondialu, bună ziua, astăzi 10.06.2020. Cine se va fi gândit că astăzi 10.06.2020 este prima zi a lui Colo când se trezește în arestul poliției, trezit de lucrătorul, agentul de poliție, din arestul poliției. Cine s-ar fi gândit că acel nenorocit, acel netrebnic, acel om fără suflet, care a instigat lumea la acele fapte odioase și urâte, viol. Domnilor, e greu. E greu. Ținând cont că tu ai o fată și acea fată îți vine acasă plângând, mai ales la maica sa, pentru că o fată își deschide sufletul către mamă. Mamă, a fost bajocorit. Vai, fata mea, ce poliția. Iar și acel jeg împuțit apare în fața instanței. Da, îmi pare rău. Exact, domnilor, cum a făcut Colo, un clip în care lumea a fost curioasă de vorbile lui și a făcut peste 1,5 milioane de vizualizări în cel mai scurt timp. Domnilor, eu sunt avocatul dreptății, dar totodată și avocatul diavolului. Domnilor, când o persoană face o faptă rea, nu mai este scuza provocării. Acea persoană, domnilor, a rost să ne înțelegem, nu? Că ai furat un iaurt, rog frumos, iertați-mă că mi-au fost foame. O faptă rea ca aceasta care a provocat greutăți, minți răsucite în capul tinerilor. Când au auzit acele îndemnuri jalnice, mergeți, găsiți, rezolvați. Acele tinere care locuiau în zone frecventate de anumiți băieți mai de cartier, le-au trăsărit inima, vai, cum să ies eu afară. Erau capabile să se îmbrece în șalopeta lui tata lor de muncă. Domnilor, vreau să scot în evidență că nici nu ai cum să zici, ia să ascult, era să zic în maramureșană, să azut. E tata dialecte. Să ascult pe acest dobitoc cum își cere iertare. Băi, oameni, mă auziți aici? Nu există. Nu există. Deci cum a spus poliția, a intrat intens. Deja batu știrși postări, știrși conversații. Poliția ți le găsește prin Google. Exact cum am încercat eu cu Google-ul din România să vorbesc despre acel nenorocit petul ăla care vorbea la adresa mea. Nu mi-a dat importanță Google-ul din România, au trebuit să apelez la majarul să vorbească cu ceva prieteni evrei de la Google-ul din Franța, să-l anihileze pe ăsta. Înțelegi? Vă spun ceva concret și 100%. Încearcă unul care ai canal cât de cât să faci prostii. Să vezi ce te așteaptă. Vorbești singur. Înțelegi? Asta nu înseamnă că purcelele nu-s luate în colimator. Înțelegeți voi cum stă treaba. Deci, domnilor, mă bucur foarte tare că acest odios Colo, care rușine părinților,
pentru acea creștere pe care i-o dat-o. Dar totodată să nu accesăm pe părinții lor, pentru că poate el a avut sechele în copilărie. Numai o persoană cu sechele care a fost abuzat poate să aibă asemenea concepție. Domnilor, ascultați-vă ce vă spun. Chiar și pe pretina lui trebuie luată, anchetată, pentru că am înțeles că este o fostă desfrânată. Acum să vedem. Să vedem, pentru că lumea vorbește. Dacă nu sunt fapte cu dovezi, exact ca și la... Domnilor, nu putem contesta anumite chestii. De aceea, eu sper ca justiția română să facă dreptate în asemenea caz. Iar fetele care pot dovedi că au ascultat clipul, că au lăsat un mesaj, măi nenorocitule, măi nerușinatule, pot dovedi prin asta că au fost maltratate psihic și moral, să margă, să facă o petiție, să-și ceară drepturile. Înțelegi? Drepturile constând în anumite sume. Da. Sau, știu eu, da, nu, sume că de contingență se ocupă tribunalul. Tribunalul să-i dea cel puțin 12 ani. Niciun an să nu-i se dizolve pedeapsa. 12 cotolani să-i dea, pentru că 12 scrie pe fruntea lui. Să-i dea 12 ani și din 12 să facă 11. Iar acel an care rămâne să-l țină în comisie. Înțelegeți? Domnilor, e imposibil la noi în țară să apară ca ciupercile după ploaie niște foști boschetari, niște foști nimeni și să se apuce să facă vlog. A face un vlog, am spus și repet, e exact ca și cum ai merge la muncă să lucrezi într-un grup de oameni. Tu îți lucrezi munca, grupul de oameni ți-o uită la tine. Exact ca și cum ai merge la școală să predai unui clase, grup de copii. Exact cum primarul nostru merge la muncă, bună dimineața, toată lumea îl așteaptă și le dă indicațiile. Multe chestii, multe chestii care să pot da exemplu. Ați înțeles ideea? Deci un vlogger, când intră în live sau își face un clip, îl va vedea o groază de lume. Înțelegeți? De aceea, domnule, trebuie să ai nu o seriozitate, pentru că sunt vlogger care sunt comedianți, sunt vlogger care... Dar, domnule, bunul simț cât e cât. Acum voi, țugaciul de lista neagră, sigur că da, o să zice, stai că nici tu nu ești departe. Bă! Nici nu vă pot da dreptate onaniștilor. Eu singurul care lucru care l-am instigat a fost. Mergeți la școală, ascultați de părinți, iubiți-vă familia, fiți dulci și buni cu aproapele vostru. Chestii de genul ăsta. Înțelegeți? A, că v-am povestit cum a fost la Ciordeală. Da. Pentru că tu, care chiar acum, dacă ești un tânăr care m-ai ascultat, clipul meu, unde? Nelson Mondialul, povestește. Dăm exemplu, în Italia, Franța, Spania, Germania, Ungaria, în una din țările europene, unde am fost la Ciordeală, chiar și în țara noastră. Bine.
Povestesc cum am intrat în magazin și am furat un parfum, sau am furat un blug, sau am furat... Tu, poate, pe viitor, vei fi un mare patron și, pe lângă dotările tale în sisteme de siguranță, alarme și altceva, înțelegi, pe care te vei baza, vei vedea că îți lipsește din obiecte. Și atunci îți vei aminti de clipul lui Nelson. Și zici, ia să vedem, mă, cum a făcut ăla? Da, deci, ce povestesc eu este o lecție, chiar dacă sunt fapte necugetate. El a numit vremuri în care am dus într-adevăr lipsă de bani. Și nu am avut o altă soluție, pentru că dacă a vrut să mă angajez, a spus, Nelson Mondialu, cum să te angajăm tu-ți major de noi? Înțelegeți? La panificații morar în Italia. Dar fac găptită. Eu mă împită, măi, oameni, eu nu pot să o fac. Eu mă împită, măi, alu, să înțelegem. Înțelegi? Deci, dacă am povestit cum am făcut dagă-dagă cu vreo fată, înțelegi, poate altul care e hibat și nu ăsta, da. Dar eu toate astea le-am dat frumos cu o Caterincă frumoasă, cu ăla și așa, așa, așa. Deci, domnilor, a spus, în a povesti trebuie să ai acea dulceață. În care, chiar dacă omul se supără, să aibă și momentul ăla, clipa aia, fracția aia în care el s-o simți bine pentru o glumă. Exact ca și cum. Eu niciodată n-am primit un telefon sau un mesaj să zică, băi, nenorocitule și de... Nu. Domnul Nelson, vă rugăm frumos, suntem toată familia, vă stimăm. Ne uităm la clipurile tale, mai ales în weekend. Stăm la masă și mâncăm. Suntem cu copiii. Mai apare câte... Te rugăm, dacă vrei. Și uitați, domnilor, la cerința publicului, chiar dacă m-a secat la inimă, pentru că niște chestii care sunt și învățătură pentru copii, am zis, domnule, de ce? De ce să fac așa dacă publicul mă vrea așa? Înțelegeți? Și am acceptat. Poliția și tribunalul, faceți-vă datoria. O să mă întrebați, dar cu jegul de strugurel, care a făcut clipul și ți-a amenințat familia cu sabia, ți-a amenințat familia că zia nevasta, că ți-o duce la produs, ți-a amenințat pe copil că-l ia, că viol... Deci, domnilor, sunt cuvinte grele. Da, domnilor, dosarul-i pe rol. O avut a doua instanță în termen de un an jumate. Următoarea, a treia amânare, îi o să aflați. O să aflați. După care, îi se va da mandatul de aducere internațională. Nu poate. Dacă nu-i expulzat de acolo, de bună voie sau ăsta, sau vine el în țară, nu poate să-l aresteze. Dar vă spun, 100 la milion, va fi arestat. Pentru că sunt niște fapte foarte grele. Înțelegeți? Îs fapte foarte grele. Aceste amenințări, bun, și ce s-o pus la dosar, hârtii de la doctor, prin ce traume au trecut nevastă mea, Oconașa, nu mai putea să margă la coafor, la cumpărături, la magazin, unde când intra în magazin, o saluta să rămână sau bună ziua, totul înțelege, o cunoștea, era cunoscută, era rușine, nu mai putea. Chiar la școală, la copil, copilul iarăși, Lobo, o groază de lumea, colegii s-o uita, profesorii, toți, înțelegi? Deci a fost, deci o groază, va, acum el nu o să aibă, dar nouă nici nu ne trebuie. Nu ne trebuie bani. Îl vrem la pușcărie. Legea să-și facă dreptate. Chiar dacă va fi vorba de 6 luni, după cât am înțeles, încadrarea e mai bună.
Dar și un 6 luni. Atât ar vreau. Fustiță, mă, fustiță. Înțelegeți, domnilor? Vrem în continuare să vă sesizați. Nu cum ați făcut la mine niște jigodii. Mie mi-apare reporturile, mi-apare tot, înțelegi? Dar degeaba. Să vă sesizați. Uite, de exemplu, cum a făcut această, zice, la televizor, cea mai tare vlogăriță din România. Deci ăștia te ridică și te coboară când vrei ei. Înțelegi? Acum vreau să vedem. De mine, o da la televizor acum 2 zile. Clipul cu carnea, cu pocalul, cu cireșele. Interlopul de la Cluj. De ăștia o dat vlogger. De ce nu ziceți de ăștia care... Acum, de ce nu ziceți nu-i da când îi dați la televizor vloggerul colo? De ce nu ziceți instigatorul nerușinatul, zdreamța? Pentru că nu vreau să fac o diferență în România. Da, domnilor, ca și această, așa zisă, pentru mine nu-i vlogăriță. Pentru mine o zdreamță. Care a avut un tupeu nemărginit, veveliță, să mintă că acel individ cu o rangă de 3 metri o lovit-o, că acel individ i-o dat cu nu știu ce în cap și de alea, că a fugit vreo 50.000 de kilometri și nu a băgat-o nimeni în seamă. Înțelegeți? Acea vlogăriță care stătea cu măsa pe câmp și își făcea o penală din Marijană, acea vlogăriță care nu are un nume de vlog frumos, tequila, alcoolistă. Știți cine bea tequila din astea parte ușă? Înțelegeți? Deci, domnilor, nu vă lăsați copiii, urmăriți-vă copiii, nu vi lăsați să rătăcească aiurea pe linia virtuală. Pentru că vă veți trezi cu ei într-o bună zi cu anumite chestii și îl vei întreba cine cu lacrimile în ochi. De ce, Doamne, mi-ai dat mie această belea pe cap? Înțelegi? Înțelegi? Ce vreau să zic. Pentru că din cauza lor îți vezi fata coie anapoda la o vârstă fragedă, pace ce domne fe, nu vreau să zic. Îți vezi copilul că începe să fumeze, să se drogheze, să bei. Mai rău să-ți fure bani de acasă. Mai rău să te amenințe cu bătaia. Dăm că de nu te bat și spajă pe casă. Fata să-ți fugă de acasă și astea sunt greutăți. De aceea transmit tinerilor. Luați aminte păducioșilor. Știți că tata vă iubește. Tinerețea e foarte frumoasă. Nu vă bateți joc de ea. De toată inima. Cum să te lași păcălit de aceste jeguri? Cum să te lași păcălit de aceste jeguri? Hopa, coreanul care vă învățați să vă dați cu creme. De mai tare v-ați nenorocit obrazul. Mândrețe de fete, frumusețe de fete. De ce? Pentru că și-o lua de el niște bani de la nenorocit. Căutați-o, băgați-o la pușcărie. Iar cu ea și pe ei. Toți banii restituiți acelor persoane. Plus oblăjuirea fețelor lor. Spitalizați acești oameni la cele mai înalte stilate spitale.
de înfrumusețare, oblăjuiți și banii restituiți și tot plătit. Domnilor, este un fel ca și când intri într-o necesitate de stare de urgență. Înțelegeți? Mincinoși. Minciuna vă face urât. Minciuna vă face săraci. Minciuna vă face răi. Domnilor, puteți să ocoliți acestea. Puteți să ocoliți aceste minciuni. Prin simplu comportament de a sări peste anumite persoane care vă trimite și vă îndeamnă la rău. Spre exemplu, cum sunt acele două purcele care spun că sunt surori. Eu am clipuri cu ele. Face lesbi. Da. Da, domnilor, de necrezut. Negru, par, color să vede. Color, domnilor. Așa să... Dar nu pot. Nu pot să le postez. Unde... Și nu numai. Cu băiat face prostii. Cu o altă fată, cu părul negru, creț, neagră, brunetă. Domnie fer. Și atunci, cum să urmărești tu asemenea? Stremță. Stremță. Cum? Înțelegi? Și mai sunt. Mai sunt videocetiști care s-au apucat și ei de vlog. Uitați, nu vreau ca să vorbesc. Nu vreau ca să vorbesc, dar nici nu vreau să le aduc aminte numele. Dar, domnilor, eu nu vreau, la vârsta mea frumoasă, de 57 de ani, care ați râs de mine că n-am dinți, că sărac, nu, domnilor, nu, am avut o frică foarte mare. O frică foarte mare, pe care n-am putut să o trec. N-am putut. Mă chinuie dinții din gură care erau cariați, care erau distruși. Mă dureau gingile, nu puteam să dorm nopțile. Stătea Liana săraca să-mi facă masaj la cap, să-mi dea medicamente. Singurul! Stomatolog, care au reușit să mă ducă pe calea înțelegerii, să calc frica în picioare, a fost care acum este prietenul meu, Mike Atwawel, sirian. Uitați lacrimile în jocă, Lovit, mă gândeam că mai am doi dinți. Odată am mâncat viața mea, lăbuțele, Adidas și cum se spunea de porc. Și un os din ăla, un zgârci, am crezut că-i zgârci osul și-a mușcat. Pon colți de aici și pon din deal. Și-a fost os și mi s-a zdruncina gengile. Au! Au! Și-am simțit cu limba că se mișcă. Am zis, domn, rămân, domn, e cu singur ginge, alunior cea mai tare ca mine, cobră imperială, mă face. Îmi va cădea jos, nu mai putem mânca mădure. Dintele ăla la care ziceam eu că-i sănătos, pe jumate era ros. Rădăcina, seacă, secet, secetos, seacă. Și atunci am întâlnit acest stomatolog care m-a adus, pot să zic cu forța, nu cu forța, au avut o conversație cu mine
care conversații din astea nu le au numai doar duhovnicii trimiși de Dumnezeu cât anumite persoane să se pocăiască. Nerosă, vino să-ți fac o radiografie. Și când mi-au făcut radiografia, 3D, și mi-au arătat, m-a spăriat. Am crezut că e craniu de acum 2000 de ani, înaintea erei noastre. Și aveam niște găuri de gândire că era tras cu pistolul. Ioi, ăsta ești tu. Arată-mi un craniu de om original. Ioi, diferență. Domnilor! Și am mers, de mi-am făcut dinții. Cu frică, mi-am cerut iertare de la voi. Mi-am cerut iertare de familie. Am crezut că mă duc pe lumea alaltă. Dar n-am pățit nimic. Nici o mangură nu m-a durut. Acum am dinți. Voi care râdeați de mine, știrbule și de ele, am să râd eu de voi. Pentru că ăștia nu-s dinți în final. Ăștia-s dinți de 12.000 de euro, dar ăștia-i arunc. Îmi vin aia de 37.000 de euro. Înțelegeți voi cum stă treaba. Iar domnilor, să trecem la ale noastre. De aceea, vă rog, atenție mare, nu urmăriți. Măi oameni, nu faceți de... Eu merg repede pe canalul ăla, uite ce o să znerțăm și râd și de ele. Vei râde ca proasta la... dacă nu vei fi atent. Vei râde ca bou la poarta nouă, dacă nu vei fi atent. Adică, vreau să spun, sunt mulți care își pierd apartamentele pe la bănci și stă în chirie, poarta nouă. În fine, poarta albă era greu. Da, domnilor? Sperăm, vreau ca procuratura și tribunalul să-și facă datoria, să-l bage în pușcărie, să mai bage în pușcărie și pe ăștia care cu cremile și care fac reclame, care la tăte prostiile și minte, luați și mâncați și vedeți și dați-vă pe obrașii de alea, nerușinaților Dumnezeu, voi vă bucurați acum pe moment. Cum să-i spui tu la unul, ia și mâncă și tu nu le mâncele, mă. Ia și fă de așa și tu nu le faci ele, mă. A? Dumnezeu o să vă dea când vii lumea mai dragă. Veți avea femeie, veți avea copii și atunci să nu vă întrebați, Doamne, de unde, de ce? Înțelegi? Pentru că tu te bucuri pe moment. Dacă tu te bucuri pe moment, fă să se bucure și ăla. Ăla la care tu iminți reclama falsă. Înțelegi? Exact cum eu primesc, vă mulțumesc, exact, vă mulțumesc, știu că m-a spus la probă, vreo 3-4 zile, era să-mi bag un de-a-n gât, 20 de lei, 30 de lei. Domnilor, am zis, nu-i problemă, aseară a început, 350 de euro. Vreau să-mi cumpăr brățară 16 iulie, ziua mea, 57 de ani. Vreau să-mi cumpăr brățară Rolex. Înțelegeți? Da. Domnilor, Doamne, dă numai bine și sănătate, vă țup, mă. Vă iubesc, mă. Colo, 12 ani, anchetați, căutați încă în Google-ul lui, în clipuri șterse, luați și activați și umflați. Vedeți, o, pun pariu că o terorizat copii feche. Căutați-l, domnilor. Și fetelor care ați fost terorizate și abuzate de el, dig, la poliție, neau, vă pup.